Augustin Zegrean, reacție dur la refuzul CCR de a se întâlni cu experii Comisiei Europene pe MCV. Fostul președinte al Curii Constituționale critică o decizie luată recent de plenul Curii Constituționale, de a nu mai fi implicat în programul delegailor Comisiei Europene în contextul mecanismului de cooperare și verificare. Prin decizia aceasta, CCR face un pas mare la stânga împrejur, a spus Augustin Zegrean pentru ziare. Curtea Constituțională arată, într-un comunicat, ce la cea mai recent întâlnire cu reprezentanții CE, președintele CCR, Valer Dorneanu, i-a informat pe membrii delegației asupra opiniei plenului Curii Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul și atribuțiile Curii Constituționale în cadrul statului de drept, care o oblig să aibă o poziție de neutralitate în relațiile dintre autoritățile publice, îi impun obligația de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice. Plenul Curii a manifestat dorința de a nu mai fi implicat în programul delegailor Comisiei Europene în contextul MCV. De altfel, Curtea Constituțională nu este vizat de problematicile / obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privire la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor instituții vizate în rapoartele MCV, în sensul de a analiza și evalua activitatea acestora. Membrii delegației au apreciat această poziție a Curii și au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii Curii ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia. Augustin Zegrean spune însă că nu este vorba despre o încălcare a rezervei. Este o relație absolut normală cu ei. Eu cred că, dimpotrivă, era foarte bine că acei oameni se întâlneau cu CCR. Ei nu veneau la curte în misiune de control, a spus Zegrean. Pe ei îi interesa să afle care este practica CCR în anumite privineri. Fiecare judecător vorbea despre deciziile mai importante pe care le-a redactat în ultima vreme. Ei nici nu prea puneau întrebări. Noi spuneam ce aveam de spus. Nu ne-au mustrat, nu ne-au întrebat despre activitatea Parlamentului sau a justiției. Îi interesa doar activitatea noastră, doar despre asta discutam. La finalul fiecărei întâlniri le spuneam în glumă ce sper să fie ultima când vin, dar asta în ideea ce se va ridica MCV, a adugat el. MCV este obligație legală care decurge din tratat, nu este obligație politică. Toate rapoartele MCV arată ce CCR se află în centrul statului de drept, deci alături de puterea judecătorească asigură independența sistemului judiciar, a spus și fostul ministru de externe și justiție Cristian Diaconescu, pentru ziare.com.
fostul ministru consider că această decizie reprezintă un precedent periculos, nu era vorba aici despre explicații, ci despre clarificări între parteneri. Mâine poate ce o altă instituție sau ministrul justiției va spune ce nu discut, pentru ce nu are chef.